mulțumim grupului de vânători Tradiția Românească, te imaginăm și în anii ce vor veni, ne dăm de sănătate să putem să-i primim. Partea a doua a concertului nostru continuă cu cântările interpretate de Corul Cronos, care cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare, cât știm cu toții cine sunt. În acest an, atât de încărcat de evenimente, de semnificație, de bogăție sărbători, Corul Cronos a avut un cuvânt greu de spus, și anume a fost prezent la aceste manifestări legate de Sfințirea Catedralei Naționale, atât la slujba din ajun, la slujba de pomenire a eroilor martiri ai acestui neam, continuând apoi cu Sfânta Liturghie din ziua Sfințirii Catedralei 25 noiembrie, seara ne-a bucurat un concert extraordinar de frumos la Sala Palatului, au continuat apoi cu cântări la Sfânta Liturghie, la primul cram al Catedralei, la Sfântul Apostol Andrei. Și desigur, și seara aceasta au venit să ne bucure și pe noi, să ne umple inimile de încântare, de trăire creștină, românească, patriotică, prin cântările pe care le vom asculta. Partea întâi a programului lor este atât din cântări patriotice, atât de necesare pentru trezirea conștiinței naționale românești în fiecare dintre noi, am cam uitat de cântările patriotice. Zic eu că ele nu trebuie lăsate în uitare. Sunt convins că la sfârșitul concertului vă veți da seama ce efect pot avea asupra fiecărui dintre dumneavoastră aceste cântări. Mulțumim conducătorului Corului Cronos, Părintele Diacon Mihail, pe care îl invităm și căruia îi mulțumim că și-a făcut timp ca să vină și în seara aceasta în biserica noastră.